Piano, piano. Ajutați-o și pe la Rochie să intrăm. Să nu sunt băia să ia vin. Să nu sunt băia să ia vin. Cine mă cacă? Nu-i călcut cu Corii. La care nu, Cătării, Luchița. Da, hai, așezați așa, da, eu nu așa, e mai grea, bună zi. E în dreapta sau cu? Nașul aici. În asta, acolo? Și nașul pe asta, cu urmă. Minerele să ne le dați, vezi, arghetele? Minerele cu verghetele. Verghetele. Cu șuiețul de asta. Am botezat! Am muncit pururea și în vecii vecilor. Cu pacea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Varsanofie, Arhiepiscop al Râmnicului, pentru cinstita plățime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorițele noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robile Dumnezeu, Giuseppe și Maria, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să li se dea lor fi spre moștenirea neamului și toate cererile cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să le trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie binecuvântați ei în deplină înțelegere și în credință tare, pentru ca să fie poziții în viață și purtare fără de prihană, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să ne dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi de toate cauze, România, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Doamne, miluție, Doamne! Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le-a adunit unire și ai pus dragostea legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai arătat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însu binecuvântează și pe robii tăi aceștia, povățuindu-i pe ei spre toată fapta bună.
povățându-i spre fapta bună, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeule și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purudea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Iluminată fie, Doamne. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce dintre neamuri mai înainte ți-ai logodit biserica fecioară curată, binecuvintează logodna aceasta, unește și păzește pe robitei aceștia în pace și într-un gând. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește robul Dumnezeu Giuseppe cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul Dumnezeu Giuseppe cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește robul Dumnezeu Giuseppe cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mâna dreaptă, dreapta și cu nașul împreună. Așa. Așa. Nu păcăm prea mult, că trebuie să-l scoateți voastre în mine. Se rogodește roaba Dumnezeu Maria, cu robul Dumnezeu Giuseppe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește roaba Dumnezeu Maria, cu robul Dumnezeu Giuseppe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rugădește roaba lui Dumnezeu Maria cu robul lui Dumnezeu Giuseppe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa, mâna dreaptă. Dreaptă. Acum, eu o să citesc în continuare, dumneavoastră le mutați verghetele, după mâna dreaptă, pe mâna stângă. Nașii. Nașii și cu nașii. Nașul dumneavoastră. Acum, da? Acum, da. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Abraham ai călătorit în Mesopotamia, trimițindu-l să rogodească femeie stăpânului său Isaac și prin mijlocirea scoaterii de apă i-ai descoperit să rogodească pe Rebeca, însuși binecuvântează logodna robilor tăi, Giuseppe, cu Maria și întărește cuvântul pe care l-au dat. Unește-i pe ei cu Sfânta unui de cea de taină. Că tu din început ai zisit parte bărbătească și femeiască și de la tine se însoțește bărbatul femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Înșuri, dar Stăpâne Dumnezeu nostru, Cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri cei aleși ai tăi din neam în neam, caută spre robul tău Giuseppe și spre roaba ta Maria și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că tu, Doamne, ai arătat să se dea logodire și să întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânirea și în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin el s-a arătat adevărul Tamarei, prin el, Părintele nostru, Cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul Cel Risipitor, când a zis, dați-ne în dreapta Lui, și jungind din Cielul cel gras, mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, a rămas pe Moise, Mareau și că-și prin cuvântul tău cel adevărat, cerurile s-au întâlnit, pământul s-au temeiat. Și dreapta robilor tăi să se binecuvinteze cu cuvântul tău cel puternic și cu brațul tău cel înalt. Însuți, da, și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inerilor cu binecuvintarea cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Dumnezeu nostru, slavă Ție! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pacea Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii tăi, Giuseppe și Maria, care acum se însoțesc unul cu altul prin tainele nunții și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fie binecuvântată nunta aceasta, ca și aceea din Cana Galilei, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să le dea lor bună înțelegere, viața cumpătată și rod pântecelui spre folos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru ca să se veselească ei la vederea fiilor și a fiicelor lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se dăruiască lor bucuria nașterii de prunci buni și purtare fără de prihană în viață, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să le împlinească lor și nouă toate cerințele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fii izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții Său o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăvă. Fie, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeule cel prea curat și zilnic, care din iubirea ta de oameni ai prefăcut cu asta strămoșului Adam o femeie și la ei binecuvântat pe ei și ai zis, crește și vă mulți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi i-ai arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe rugul tău, Abraham, și ai deschis pânte cele sale, și l-ai făcut tată al multor neamuri, ce ți-ai dăruit pe Isaac, Rebecă, și ai binecuvântat naștere ei, care a însoțit pe Iacob cu Rahela, și din ei a arătat 12 patriarhi, cel ce ai însoțit pe Iosif cu Asineta și le-ai dăruit lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunci pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui este ei, după trup, ai crescut pe pururea Fecioara și din ea te-ai întrupat și te-ai născut pe mântuirea neamului omenesc, care pentru negrăitul tău dar și multă bunătate ai venit în Cana Galiliei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțire cea după lege și naștere de prânz după această însoțire. Însu, Stăpâne prea Sfinte, primește rugăciunea noastră a robilor tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Și dă robilor tăi, Giuseppe și Maria, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unul cu altul, într-o legătura păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu nuna cea neveșteșită a măririi. Învrednicește, i-aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără bântuială și le dă lor cu noua cerului din de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unt de lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cererile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu, miloștiv și ajutor și de oameni victorie și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorul tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeu nostru, Sfințitorul Nunții cele tainice și prea curate și legiuitorii Nunții cele trupești, Păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor de trebuința vieții. Însuși, Stăpâne, cel ce din început ai zis pe om și l-ai pus pe el ca pe un stăpân al pământului și ai zis, nu este bine ca să fie omul singur și pe pământ să-i facem lui ajutor din plânsul. Și luând una din coastele lui, i-a zis, femeie, pe care, văzându-o, Adam a zis, iată, acum o zi în oasele mele și trup din trupul meu, acesta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, trimite harul tău cel ceresc peste robii tăi, Giuseppe și Maria, și dă roabei tale acesteia să se plece în fața bărbatului său și robului tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia ta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iacov și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta. Binecuvintează-i pe ei, Doamne, Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe Moise și pe Semfora.
pe cum ai binecuvântat pe Joachim și pe Ana, binecuvântează-i pe Doamne Dumnezeu nostru, pe cum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe aceștia, pe mine și pe mireasă, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe noi incurabili. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit pe Iona în pântecele chipului. Păzește-i pe ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ai păzit de foc pe sfinții tăi tine, trimițându-le lor rouă din cer și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu aminte de ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie, adu aminte de ei, Doamne Dumnezeu nostru, precum ți-ai adus aminte de Sfinții tăi 40 de mucenici, trimitându-le lor cu un din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robii tăi, Giuseppe și Maria, și atât de robii Dumitru, Marian și Alina Maria, nașilor, și de nuntașii care s-au adunat la săvârșirea acestei sfinte taine. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robul tău, Giuseppe, și de roaba ta, Maria, și binecuvintează pe ei, dă-le lor roadă pântecelui celui prunj bun și bună înțelegere sufletească și trupească. Înalță-i pe ei ca pe cedrii Libanului, ca o vie odrăznită. Dă-le lor roadă pe pântecelui celui ca toată îndestularea vânt să sporească spre toată făptura bună și bineplăcută ție și să vadă pe fiii fiilor lor ca niște mlădițe tinere de măsline împrejurul mesei lor și de bineplăcând înaintea ta să strălucească precum luminătorii pe cer întru tine, Domnul nostru. Căruia se cuvine slavă, puterea, cinstea și închinăciunea, împreună și Părintelui Celui Fără de Început și Duhul Tău Cel de Viață Făcător, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule Cel Sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai însoțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale, să nu fie om singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul Tău locaș și unește pe robul Tău, Giuseppe. Unește pe robul Tău, Giuseppe, cu roaba ta, Maria, pentru ca de către tine să însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe ei într-un gând, împunează într-un trup, dăruiește-le roadă toate celui de obudire de prunș bun, ca ta este stăpânirea și a ta împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Giuseppe cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Giuseppe cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Giuseppe cu roaba lui Dumnezeu Maria, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum să-i topor, să topor cu la noi. Se cunună Roma lui Dumnezeu Maria, cu Romul lui Dumnezeu Giuseppe, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Roma lui Dumnezeu Maria, cu Romul lui Dumnezeu Giuseppe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Roma lui Dumnezeu Maria, cu Romul lui Dumnezeu Giuseppe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Domnul Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, încununează-i pe dânsii. Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, tuturor și Duhului Tău.
înțelepciune. Iubiți roagă de presenea Sfântului Apostol Pavel și bine. Să vă aminte. Fraților, mulțumim spunerea pentru toate numele Domnului Mântuitul Hristosului, Dumnezeu și Tatălui, plecându-vă urmă altuia cu frica lui Dumnezeu, femeilor plecați-vă bărbaților voștri ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, care este trupul lui, iar el Mântuitorul ei. Și precum biserica se spune lui Hristos, așa și femeile bărbaților întru toate. Bărbaților, iubiți-vă femeile voastre, cum și Hristos a iubit biserica ca pe sine și și-a dat pentru sa ca să o sfințească, curățind-o cu baie de apă prin cuvântul său, ca să o împărțiseze pe ea, lui și biserică mărită, neavând de cunăciune, nici vihar, sau altceva de așeță, ci ca să fie sfântă și fără vihară, așa ajutator bărbații să-și iubească pe loc, ca și trupurile lor. Cel ce își iubește pe femeia sa, pe sine se iubește, că nimeni niciodată nu și-a văzut trupul său, ce rănește și îl încălzește pe el ca Hristos biserica, că sunt semănătoarele trupului lui, din cauza lui și din cauza ale lui, pentru așa va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va iubi de femeia sa și vor fi amândoi un trup. Taina aceasta mare este, iar eu zic, în Hristos și în biserică, deci de fiecare din voi, așa să-și iubesc ca femeia sa, ca pe sine, iar femeia să se teamă de bărbat. Pace ție, cititorule! Și Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului tău! Din Sfânta Evanghelie, la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Mărie ție, Doamne, mărie ție! Să mă aminte, în vremea aceea, nuntă s-a făcut în Cana Galilei și era mama lui Iisus acolo și a fost chemat și Iisus și ucenicii lui la nuntă și sfârșindu-se vinul a zis mama lui Iisus către dânsul, vin nu au. Iisus a zis către ei, ce este mie și ție, femeie, încă n-a venit ceasul meu, zisa mama lui slugilor, orice vă va zice vouă, o să faceți. Și erau acolo 6 vase de piatră, puse pentru curățenia iudeilor, care luau câte 2 sau 3 vedre. Zisa lor Iisus, umpleți vasele cu apă, și le-au umplut până sus, și a zis lor, scoateți acum și aduceți nunului. Și i-au adus. Și după aceea a gustat nu apa ce se făcuse vin și nu știa de unde este. Iar slugile care scoseseră apa știau, strigau spre mire și spre mirarea nunului și ziceau lui, tot omul întâi vinul cel bun pune și dacă se îmbată atunci spre cel pune pe cel mai prost, iar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Cu aceasta a făcut începătura minunilor Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa și au crezut ei ucenicii lui. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne, miluiește! Doamne, tu Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm ureții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm ureții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Spun că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și ocrotirea robilor lui Dumnezeu, Giuseppe și Maria,
care se însosesc unul cu altul prin taina nunții și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Mamă! Așa n-a de pisat, da? Când tu lui a de pisat, da? Hai, hai! Hai! Încet! Hai! Hai, hai, încet! Dă-te tu tot așa într-un loc, da. Aici să vadă. Și acum, acum e bine, așa. Dați acolo un pic, dați, dați! Amulțana și s-a ieșit! Hai, ce jos? Drept, te duci tu, mireasa, te duci drept! Drept! Trebuie așa cu bun. Hai! Asta-i treaba ei, nu mă, că acum, dacă cade, cade de cade. Așa trebuie să ia paperisima. Dacă ai făcut paperisima, ia mă. Hai și la mine aici, și la mine. Și la mine, domnul Adrian. Și aici. Hai, Adriene. Pagă-te pe... Unde e Mireasa? Pagă-te pe partea aia. Pe ce partea aia? Auzi, lasă-mi mai fără aia doar, mai un pic mai așa, ca să mai iei două mașini acolo. Nu-i Mireasa, a? Nu-i Mireasa? S-aude? S-aude. Ca să intrați toți datele cu spatele la carte. Ce-a fărat pe tine? Nu. Figurează-vă lumea. Salut, bă. Am luat spus actorii unde sunt dați mă prește. Nu te mă luați cu spatele la carte. Ei, Rafaele! Rafaele! Lasă-ne, mă! Lasă-ne! Rafaele, lasă-ne! Da, nu știu. Diz logo que eu tô com medo.
Mira că de pe foaia, foaia la urmă. A canat că faci din la cheie. E cheia de mașină. Să nu să poți să facă. Ha, nu. Poți să se va thank you.
Lasă-mi, le portă la șiria pe tot, ce? Lasă-mi, le portă pe vedere, cu zi îmbrănătutire. Lasă-mi, le portă pe vedere, cu zi îmbrănătutire.